De-a lungul timpului mi-am dat seama de o chestie, și anume că rutinele sunt chiar foarte importante. Știți pe aia care vă zic că, a, dar de ce să-ți faci rutină, că e plictisitor, că nu te ajută, că nu știu ce, că cum să trăiești viața după un tipar și că e plictisitor? Și în adolescența mea, bineînțeles, și eu auzeam chestia asta și eram convinsă că ăsta e cel mai bun motto de viață, până m-am prins că de fapt nu e așa. Și studiile chiar arată, și studii și recente și mai vechi, arată că creierului nostru chiar îi place foarte tare să aibă rutine, să aibă tipare, să aibă lucruri constante pe care să știe că le poate urmări, pe care le poate prevedea. Și rutinele chiar sunt foarte, foarte bune și te ajută să îți liniștești mintea, să fii mai echilibrat, să fii mai organizat, să fii mai ordonat. Și ba mai mult, când ai anxietate, când suferi chiar și de depresie, când ai o problemă de genul ăsta, o rutină nu face decât să te ajute, să te liniștească, să ai o bucățică de timp sau un spațiu în care știi că ești sigur. Pentru că, până la urma urmei, rutina asta reprezintă siguranță. Faptul că poți prevedea, faptul că știi ce urmează să faci, știi care sunt pașii următori. Pentru că, mai ales în cazul anxietății, este foarte, foarte neplăcut să ai totul, totul să fie spontan, să-ți bubuie totul, să-ți bubuie spontaneitatea așa în toți porii și să fie totul spontan și să tot timpul să trebuiască să stai în alertă, să stai în gardă, să vezi ce mai urmează, ce vine, ce mai ia prin surprindere. Mai ales în cazul anxietății este dezastruoasă treaba asta. Și de-aia e bine să-ți faci rutina. Rutinele de dimineață, știu că noi vorbim foarte mult pe YouTube de rutine de skincare, dar nu vorbim aici doar de skincare, ci vorbim în general de rutine comportamentale, adică de la faptul cum te pregătești seara pentru a te pune în pat să dormi, până la cum te trezești dimineața și cum îți începi dimineața. Fie că asta înseamnă pentru tine că îți faci cafeaua, te îmbraci, te speli, mă rog, te speli, te îmbraci, cam asta ar fi ordinea corectă, și după aia pleci la serviciu. Fie că asta înseamnă, nu știu, că te trezești, te duci la alergat, mănânci mic dejun și așa mai departe. Indiferent ce înseamnă pentru tine, faptul că ai o bucată din zi care nu se modifică foarte mult, că rutina nu înseamnă să faci la Indigo în fiecare zi același lucru, ci să faci cam la fel. Adică pot să fie anumite elemente care să se schimbe. Asta pentru mintea ta în general, mai ales dacă ești anxios, îți dă o senzație de control și îți dă posibilitatea să respiri și să fii liniștit. Este ca atunci când știi că deschizi comoda și ai sertarul de șosete și știi că vei găsi acolo șosete. Nu vei găsi tricouri, nu vei găsi rochii, nu vei găsi altceva și ba mai mult nu știi unde sunt șosetele. Este exact aceeași chestie cu rutina, că șosetele merg la șosete, merg în sertarul de șosete și știi că întotdeauna când vei deschide acel sertar vor fi șosete. Ei, asta e și cu rutina, că creierul știe că în momentul în care faci lucrurile alea, știe care sunt următorii pași, și siguranța asta a faptului că știe care sunt următorii pași îți dă în interiorul tău, îți dă o liniște absolut fabuloasă și este magică. Și eu din experiența mea am învățat de-a lungul timpului că e bine să ai rutină. Evident că în paralel este bine să ai și momente de spontaneitate, adică nu totul trebuie să fie o rutină și nu totul trebuie să fie anost și nu totul trebuie să fie banal, dar trebuie să existe un echilibru între rutină și momente din astea de spontaneitate, dar echilibrul ăla nu vine din spontaneitate, ci vine din rutină. În momentul în care ai o rutină, nu știu, de dimineață, sau o rutină a muncii tale, o rutină a programului de muncă, o rutină a ceea ce faci tu bine stabilită, după aceea ți este foarte ușor să fii spontan în restul timpului. Spontaneitatea vine mult mai simplu. Da? Spre exemplu, sunt foarte mulți oameni, și odată cu pandemia s-a dovedit chestia asta, sunt foarte mulți oameni care n-au putut să lucreze de acasă sau care nu se văd
ca fiind proprii angajați. Și chiar în resurse umane există chestia asta și se studiază treaba asta, pentru că sunt foarte mulți oameni care, după ce în pandemie au încercat să fie antreprenori, să fie proprii angajați sau să lucreze de acasă, s-au întors la un patron, la un șef, la cineva care să le dicteze ce au de făcut, fiindcă ei nu aveau o structură a programului lor. Nu știau să-și creeze o rutină, nu aveau o rutină a muncii lor și nu puteau să fie eficienți singuri de capul lor. Și asta pentru că nu exista rutina aia. Da? Pentru că nu aveau acea rutină. Ei, în momentul în care ai șef, e foarte simplu că te duci la birou și îți apar task-urile deja în fața ochilor pe calculator și deja știi ce ai de făcut, nu ai decât să urmezi o listă, da? E mult mai simplu, dar când trebuie să stai tu să-ți faci rutina, e puțin mai complicat. Acum, cum se fac rutinele? Asta depinde de foarte multe elemente, de la viața ta, la tipul tău de muncă, la ce faci, la activitățile pe care le ai, hobby-uri și așa mai departe, program și așa mai departe. Și fiecare trebuie să-și găsească rutina potrivită pentru el. Nu există o rețetă a succesului în ceea ce privește rutinele. Eu așa am învățat de-a lungul timpului. Te poți inspira, nu știu ce am zis acolo, te poți inspira de la unul și de la altul, dar nu există o rețetă clară. Bă, uite, asta e rutina perfectă, că am mai văzut pe YouTube sau pe Instagram, uitați, asta e rutina de vis dacă vrei să fii bogat în 30 de zile, sau asta e rutina perfectă dacă vrei să slăbești nu știu că, sau asta e rutina dacă vrei să devii cel mai bun student, sau nu știu ce. Am auzit foarte multe chestii de genul ăsta, dar majoritatea sunt chestii care funcționează doar pentru anumite persoane. Poate că pentru tine nu funcționează lucrurile așa, să zici, a, e o mizerie, nu e adevărat, eu nu mă mai cumplac în chestia asta, eu nu mai fac treaba asta pentru că n-a funcționat pentru mine. N-a funcționat pentru chestia aia exactă pentru tine și de aia trebuie să-ți construiești tu rutina în funcție de foarte multe elemente care sunt subiective, care te vizează pe tine. Da, spuneți-mi și voi în comentarii cum vi se pare ideea de rutină și dacă sunteți adepții rutinelor și dacă vă plac rutinele sau nu.